Ziua 421. Astăzi cele mai mărștiri vin din sud. Aici intensitatea atacurilor ucrainene au atins noi vârfuri, deoarece ucrainenii au deschis mai multe linii de atac. În cauza presiunii crescute, rușii au început să-și piardă pozițiile, iar autoritățile ruse în zonele ocupate au lansat brusc evacuarea din așezările prefrontale. Evacuarea a creat panică cu privire la începutul contraofensivei ucrainiană, iar astăzi viceministrul ucrainean al apărării a confirmat în sfârșit că contraofensiva a început. Ultima dată v-am spus că, în urma operațiunilor de recunoaștere în forță, ucrainenii au redus semnificativ zonele gri. sau au apropiat foarte mult de Nesterianca și au început să distrugă infrastructura rusă de apărare din sat. V-am mai spus că ucrainenii au început încet încet să mărească area de operare și să activeze pe toată linia frontului. Cele mai noi rapoarte sugerează că ucrainenii au încărcat apărarea rusă în tranșeele din fața Novodanilivkei și s-au apropiat de Nesterianca și Copan dinspre est. Această rețea de tranșee a reprezentat o mulțime de inconveniente pentru ucrainieni, motiv pentru care a fost una dintre primele lor ținte. După cum vă amintiți, asaltul ucrainean anterior a eșuat, deoarece o parte a unității de asalt nu a reușit să reducă distanța la timp. Dar se pare că mișcarea de luptă în desfășurare din regiunea Zaporija a îmbunătățit nivelul de coordonare și capacitatea de luptă și, în cele din urmă, a permis ucrainenilor să avanseze. Prezența ucraineană a fost observată și în partea de sud a orașului Kamianske, ceea ce înseamnă că rușii au abandonat foarte probabil și pe Piatihatki, pe măsură ce frontul se deplasa spre sud, ucrainenii au început să se pregătească pentru un atac asupra următoarelor tranșee ruse de pe linie. Apropierea a permis ucrainenilor de asemenea să expună echipajele de mortiere ruse, care anterior operau în a doua linie și să le distrugă. În unele locuri, operatorii de drone ucrainieni au reușit să identifice și să distrugă blindatele ruse, care au fost folosite pentru a întări pozițiile defensive. Primarul ucrainean al Militopului a raportat că rușii au anunțat o evacuare urgentă din toate așezările dintre Vasilivka și Tokmak, de teamă că această zonă ar putea deveni foarte repede câmpul cel mai activ de luptă. Serviciile de informație rusă ruse au raportat că ucrainenii au fost văzuți pregătindu-se să deplaseze mai multe sisteme de artilerie. De asemenea, au ajuns la concluzia că toată artileria trebuie să fie vestică, pentru că numai artileria cu rază mai lungă este potrivită pentru pozițiile pregătite. Pentru a preveni acumularea unei cantități critice de echipamente grele în regiune, forțele ruse au început să folosească în mod activ bombe arene ghidate. Aceste bombe cântăresc între 500 și 1500 de kg și au o rază de acțiune de până la 40 de km, ceea ce reprezintă o amenințare semnificativă pentru planurile ucrainene. Craterele de la explozii sunt enorme și pot ajunge până la 50 de metri în diametru. Ucrainenii răspund acestor probleme prin crearea de depozite false și de asemenea prin consolidarea regiunii cu apărarea antiaereană. Cu toată aceasta, între timp, Ucraina încearcă să răsplătească pagubele prin identificarea și distrugerea al depozitorului să cu și echipamente. Se pare că aceeași acțiune va avea loc foarte în curând în direcția orii Hivei deoarece recunoașterea rusă a raportat recent că ucrainenii deminează în mod activ o suprafață semnificativă. Un alt indicator al acțiunilor ofensive iminente aici este faptul că anumite elemente ale brigăzii 71 Iager și brigada 946 de asalt ucraineană au sosit recent la Urihiv potrivit unor surse ruse. Și noi aici avem mare încredere în sursele ruse. Dar în timp ce soldații împrejmeau Rihivului, tocmai se pregătesc să lanseze un asalt, celebra brigadă 72 mecanizată ucraineană a efectuat o serie de atacuri în vecinitatea orașului Vuhledar. Vuhledar? Am mai auzit de orașul ăsta. Anterior, v-am spus că ucrainenii au contraatacat pe ruși din nord, au subminat apărarea rusă în cătunul din est și apoi l-au curățat de ruși. Rapoartele recente sugerează că acum s-au concentrat în cea mai mare parte asupra sudului și au atacat pozițiile ruse în liniile de copaci rămase din fața orașului. Și cel mai important, au atacat partea de nord al Pavlivkei. Ucrainenii nu au desfășurat nicio acțiune ofensivă în direcția Pavlivkei într-o perioadă foarte lungă de timp. Și, deși este posibil ca aceasta a fi fost doar un atac de sprijin pentru a proteja flancuri, totuși poate face parte dintr-o pregătire pentru traversarea râului în viitor și mișcarea ulterioară în direcția Volanovha și Mariupol. Intensificarea luptei de-a lungul întregii linii de sud a fost remarcată de mulți analiști. Însă astăzi, viceministrul Ucraina al apărării a confirmat în sfârșit că operațiunea de contraofensivă a început. Ea a afirmat că este incorrect să așteptăm o anumită dată, deoarece contraofensiva este un proces lung, iar nimeni nu poate prezice când va avea loc punctul culminant deoarece depinde de condițiile de pe teren. În acest moment, ucrainii testează apărarea rusă, lăsând noile unități de asalt formate să câștige experiență de luptă și, în cea mai mare parte, să urmeze calea cele mai scăzute rezistențe. Analiștii ruși prevăd că ucrainenii vor efectua cel puțin două atacuri uriașe în următoarea săptămână din aprilie. Pentru a testa noi tactici, apoi vor lansa o contraofensivă la scară largă în prima jumătate a lunii mai. Și eu, sincer, sunt foarte curios dacă au dreptate. Pentru că în ofensivă analiza lor a fost neprecisă. Dar acum în defensivă, să spunem, sunt curios dacă analizează mai bine cum ni se prebușesc liniile de front. Vă mulțumesc frumos că m-ați acordat atenția și astăzi. Dacă cumva vă place ceea ce fac, vă rog frumos să mă ajutați cu un like sau puteți să vă abonați la canal dând un click pe steagul din dreapta. Sper să ne auzim și mâine să păstrăm inițiativa!